Casa Națională de Pensii Publice a subliniat importanța depunerii unui anumit act până la data de 31 august 2024, care detaliază în mod precis sporurile acumulate de fiecare pensionar în timpul perioadei sale de activitate. În prezent, Casa Națională de Pensii Publice atrage atenția pensionarilor asupra unui document crucial care ar putea majora veniturile lor lunare. Întrucât procesul de recalculare a pensiilor românilor este în desfășurare, se estimează că începând cu data de 15 august, pensionarii vor primi acasă plicuri conținând deciziile de recalculare din partea statului. Casa Națională de Pensii Publice a subliniat importanța depunerii unui anumit act până la 31 august 2024, care detaliază în mod precis sporurile acumulate de fiecare pensionar în timpul perioadei sale de activitate. Este de așteptat ca această măsură să conducă la majorarea pensiilor începând cu luna septembrie acestui an, oferind astfel oportunitatea pensionarilor de a beneficia de drepturile lor financiare pe deplin. Este important de precizat că aceste documente trebuie să includă un număr, data eliberării, ștampila unității și semnătura unei persoane autorizate, pentru a fi luate în calcul de către cei de la Casa de Pensii. În cazul în care pensionarii nu sunt mulțumiți de sumele primite din această toamnă, ei pot trimite o nouă serie de acte către Casa Națională de Pensii Publice. Instituția va recalcula veniturile pe 1 septembrie 2024 până la 1 martie 2025. Deși primele decizii sunt trimise începând cu 15 iulie, pensionarii le vor primi abia începând cu 14 august din cauza întârzierilor Poștei Române. Astfel, aproape 5 milioane de bătrâni așteaptă cu nerăbdare să afle ce vor primi în plus din toamnă, relatează RomaniaTV.ro.